noi voinici, dar și căței, aveau toți covrigi în coapă. Și de astea a strânit emoții. Tineri din sate, o pleiadă către oraș mergeam cu toți. La cării, cu covrigi în coapă. Mici mai ești. Nu puteai să o tocmești, să o pui la brân? Așa, lasă cum mai distrug la fete. Cursului Izvoare Limpezi. Pentru că nu s-a întâmplat acest lucru la început, o să vă rog să-mi permiteți să prezint și juriul, cei care vor decide sau care au decis deja, care sunt ierarhiile stabilite, cel puțin pentru această zi. Să duc lângă mine, respectiv de la Miclești. Micleștiul. Pentru faptul că au fost pregătite cu două locuri de desfășurare, ați văzut că ceea ce e de dorit, de fapt, peste tot în țară, să plouă, s-a întâmplat. Nu ne-am speriat de acest lucru, gazdele au fost pregătite cu această locație, cu domnul director de acolo. Sunt rănit la unul dintre degete, felicitări! Primăriei din Boțești, vă rog. Și domnului director de Cămin Cultural de la Sulești, felicitări pentru ceea ce faceți acolo. Alte localități, mi-ar plăcea să fiu sincer, la Boțești. Despre spectatori